Expresia apar precum ciupercile după ploaie poate fi înlocuită la roman cu apar ca gropile după zăpadă. Șoferii au fost luați prin surprindere când au văzut și au simțit gropile apărute pe străzile despre care știau până acum că nu pun mari probleme în ceea ce privește traficul rutier. Așa au apărut. Ieri era după masă, în halul ăsta, și așa au mers mașinile pe aici. Dar de ce oare apărut? De la după zăpadă, nu? După zăpadă, dar bănuiesc că și din cauza e ceva defecțiune pe la canal, la apă, ceva de sub de s-o lăsat în halul ăsta. Păi, e spart, s-o spart, s-o măcinat. Bine, și calitatea asfaltului, tot secretul. Ia uitați, se macină tot. Deranjant pentru cetățeni este faptul că reparațiile făcute recent au ținut doar până la primele zăpezi. Dar ia uitați, că se vede unde a turnat. Și aici curge de la canal, de la canal apa, și în continuu să... Da. Că e vine și face, și să spun că l-au făcut. L-au făcut din câteva ori, l-au făcut din vreo 7-8 ori. Și bine ar trebui, nu... Așa ar trebui, da. Nu, trebuie întâi făcut de la instalația de apă, de la canal, să nu mai curgă apa, că apa mănâncă și face gaură. Doar nu că altceva face. Dar uitați, se vede cum a turnat bitum de două ori. Da. Acolo și o mai turna ne, ai, tu, e o peticire făcută mai... Așa, ați spus nu, bine. Acolo, nu, gaură, țava trebuie reparată, după aia pus pământ sau piatră, după aia pus asfalt, că altfel nu sunt. Nu, tot nu așa, face. Câtva timp nu durează bortul. Eu am și eu la bloc tot așa, unde stau la bloc 60. Gaură în continuu, în continuu gaură, în continuu gaură. Așa cum suntem obișnuiți, odată cu venirea temperaturilor mai mari și cu dispariția zăpezii, la Roman va începe un nou maraton, Marea Peticeală, ediția 2019.